faceți toată lumea, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit la un nou episod de Mituri și Legende Toki Toki Literature Club sau în română Clubul de Literatură. Asta este primul episod din teorii cu acest joc. Probabil că o să mai fac sau probabil că nu, cine știe, poate va fi din nou cum a fost la Granny, dar de data asta eu știu că va ieși mai bine. Deci nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like și nu uitați să vă abonați pentru mai multe chestii care se află pe acest canal de YouTube și fără alte adăugiri să-i dăm drumul. Cred că toată lumea a auzit de jocul Toki Toki Literature Club sau pe scurt DDLC. E unul dintre cele mai cunoscute jocuri horror psihologic datorită atmosferei imprevizibile. Jocul pare a fi un simulator dintre întâlniri plictisitori sau ceva de genul, dar pe parcursul jocului povestea devine în ce mai creepy și interesantă. 3 dintre 4 personaje principale din joc își pun capăt vieți prin sinucidere. Prima se sinucide, deși i-am spus că o iubim, alta se rupe gâtul și coloana vertebrală, acțiune care se termină cu un jumpscare, alta se înjunghe de două ori în burtă și o dată în piept ca să se asigure că va muri. Le-a împins să facă toate aceste gesturi extreme. Un singur răspuns, Monica. Ea este singurul personaj care are acces la fișierele jocului din viața reală și singura care rămâne în viață este conștientă că se află într-un joc video. Îmi pare rău să vă spun, dar cu toate acestea Monica nu este personajul negativ. Prin fișierele jocului se află câte un easter egg sau mai degrabă o imagine sau un text criptat ascuns în baza 64 sau cod binar sau poezii cu mesaje ascunse, dar ne ajută să găsim motivul pentru care Monica a modificat fișierele jocului. Monica a făcut toate acestea cu un scop, aceea de a ne arăta ce se va întâmpla dacă nu le oprim pe al treilea ochi. Yuri ne arată pe al treilea ochi prin descrierea cărții de care personajul principal era interesat. Carte pe care Yuri o ținea în brațe, cartea pe care Yuri a citit-o. Cartea are pe coperte un ochi uriaș și există ceva în teoriile conspirației care este reprezentat printr-un ochi uriaș și cred că v-ați prins și voi, așa? Este vorba de Illuminati și Illuminati în contemporan sunt numiți cu numele de al treilea ochi, dar de ce în Toki Toki? Când Yuri vorbește despre această carte, la naiba, despre ce e poveste oricum? Ei bine, pe coperta cărții, cartea se intitulează Portretul lui Markov. Pe coperta din fața, din un simbol cu un ochi aspect de rău augur. Practic este vorba despre această tabără religioasă care a fost transformată într-o închisoare, experiment uman. Și oamenii prinși acolo au această trăsătură care îi transformă în mașini de ucidere care poftesc după sânge. Dar situația se înrăutățește și ei încep să crească selectiv oamenii prin tăierea membrelor și fixarea lor. Oh, dar s-ar putea să fie un pic de spoiler. Dar, oricum, chiar sunt interesat de aceasta. Și Yuri se sinucide la un moment dat. Dar de ce? Răspunsul este următorul. Yuri este una dintre victimele experimentului. Dar care experiment? Experimentul care este scris în carte și experimentul se numește Libitina. Aș putea să spun că Eugene sau Gâza Magică, oricare dintre denumirile pe care vreți să îl numiți, s-a înșelat în privința că Yuri este experimentul. Pentru că scopul experimentului este de a ucide oamenii în orice mod posibil, direct sau indirect, Monica modificând fișierele lui Yuri pentru a putea să îi curme suferința, puțin de suferință mai degrabă, ea sfârșit prin sinucidere.
Dacă ne jucăm puțin cu muzica, vom obține următorul sunet. Sună de parcă ar fi din iad, e așa? Sunetul ăsta arată că sufletul lui Yuri s-a dus în iad. Atât a fost pentru astăzi, nu uitați să dați like și subscribe ca să văd cât de curând să fac următorul episod de teorii. Acum, fără alte zidări, la revedere!